apetit! Din nou, bun apetit, fiți pe fază! O să avem o nouă rețetă azi, Trio Fish and Seafood, preparată la minut pentru clienții care ne așteaptă pe terasă. O combinație de trei feluri de pește. Eu între timp mai am și alte comenzi, așa că n-aș vrea să vă întrerup din rețeta noastră principală. Am șalău, somon și tilapia. Apoi fructe de mare, baby caracatiță, baby shrimp, creveți, midi și calamari. Ok! Vedeți, totul se întâmplă live. Totul e adevărat. O să încerc să nu facem prea multă gălăgie. Și cu ce începem? Cu a prepara fructele de mare împreună cu peștele. Și apoi în caserol. Caserol ce e? Caserol este un... nu mai pune acolo. Un toci din fontă, da? Pe care îl umplem cu fructe de mare. O să am nevoie de puțin ulei de măsline, maestre, te rog. Ulei de măsline. Dăm și mie un șervețel de acolo, Traiane. Mersi mult, apreciez. Dă puțin cu ulei, să arate bine. Ok. Și o combinație de fructe de mare și legume. Un pat de cartofi. Să începem cu partea zero. Feliuțele de cartofi prefiert. Trei feliuțe pe pat de cartofi. Ok. Și apoi fructele de mare cu un sos butter lemon. Împreună punem capacul la cuptor, iese super. Haideți să vedem. Încercăm să facem altceva decât clasicul. De obicei m-ați văzut în acțiune singur. Astăzi suntem cu toții la treabă. Ok. Apoi tăiem trei feliuțe din fiecare pește. Trei feliuțe din fiecare pește. Puțin somon. După ce am scos oasele. Ok. Doar trei feliuțe de somon. Apoi din tilapia, un pește alb oceanic. Tot trei feliuțe. 2, 3, chiar 4. Și șalău. Folosesc și o bucățică din șalău. Fără oase. Tăiem trei feliuțe în ștrec. Avem din fiecare câte puțin. O să am nevoie să scot 2-3 oșoare. Am și eu nevoie de pensetă, băieți. Vă rog din spate, penseta pentru... Hai, că-i dăm drumul la fructe de mare mai întâi, cu peștele. Pentru că și așa avem o comandă de seafood caserol. Caserol vine de la cațarol, da? Ați găsit? Avem nevoie de... O căutați, da? Scoatem oșoarele, nu prea multe. Am nevoie de o pensetă. Băieții mei, o caută în spate. Mersi mult, apreciez. Pensetă specială. Ok. Să fim siguri că n-are niciun oșor. Scoatem toate oasele. Și apoi îl călim puțin în ulei de măsline. Gata. Îl punem pe toate călite. În puțin ulei de măsline. Peștele. Și apoi fructele de mare.
preparăm separat un sos butter lemon, un sos din lămâie și unt. Foarte sensibil, da, somonul. Se gătește imediat, în 3-4 minute este gata. Punem puțin ulei. De asemenea, peștele. Ne mai trebuie niște legume, legume înăbușite. O să am nevoie de morcov. O să am nevoie de țelină și de ardei roșu și verde. Și de morcov îi punem la înăbușit. Cum îi înăbușim? Morcovul l-am tăiat deja. Punem la înăbușit. Îl adăugăm înaintea celorlalte pentru că morcovul e de rădăcinos, da? Țelină. Excelent! Țelina. Dacă e gata, mușchiul de vită, dați-i drumul, da? Avem țelină, ardei roșu și ardei verde. Puțin ardei roșu. Tăiat în ștrec la fel. O jumătate de ardei verde. Ia că legumele noastre sunt aproape gata. Ok. O mixtură de legume înăbușite, excelente. Le punem împreună cu morcovul, cu țelina, ardeiul roșu, ardeiul verde. La înăbușit. După ce le înăbușim 5 minute, le amestecăm cu fructele de mare și peștele și o să iasă excelent. Peștele l-am călit puțin în ulei, l-am rumenit un golden brown, i-am dat culoarea galben-aurie. E foarte fraged, foarte fraged. Se prăjește, e pătruns excelent. Trebuie să scoți farfalele de la Lulu. Aveți grijă de farfale. Noi mai avem și alte comenzi între timp. Ok, peștele este aproape gata. Putem adăuga și fructele de mare. Calamar. Calamar inele. 4-5 rondele de calamarinele, apoi creveți, creveți decorticați, 4-5 creveți pentru o porție, 5 creveți sunt de ajuns și un pui de caracatiță sepie, da? 2 sunt de ajuns. Haideți să mai luăm una. Le punem și pe ele la călit. După ce le-am presiertăm prealabil, pentru că întotdeauna fructele de mare sunt mai crunchy, sunt mai la caracatițe e puțin mai dificil. Împreună toate, apoi sosul de butter lemon și legumele iese excelent, excelent. Sunt aproape gata, mi le scot pe o farfurie separat somonul. De ce am ales aceeași farfurie? Pentru că toată savoarea fructelor de mare împreună cu peștele se lasă în tigaie și dă un gust deosebit. Fantastic, iau și partea de tilapia, un pește alb file, foarte delicios.
sensibil de lucrat cu ele. Creveții se își schimbă culoarea. Excelent, excelent. O luăm și bucata de șalău. Și acum au rămas numai fructele de mare. Le dau eu și o tentă de usturoi. Un cățel este de ajuns. Dă bine. Mai adăugăm puțin ulei de măsline. Sunt aproape gata și ele. Ia să vedem legumele. Legumele sunt înnăbușite. Cum ne dăm seama? După morcov. Lăsăm un foc mic. Legumele sunt și ele gata. De asemenea, sunt terminate și fructele de mare. Peștele ne așteaptă, stă în standby. Și trebuie să preparăm sosul butter lemon. Butter lemon, o să am nevoie de unt. 3-4, pardon. Se mai întâmplă. 3-4 cubulețe de unt. 3-4 cubulețe de unt. Apoi să se topească, să nu se rumenească, pun puțin, adaug puțin ulei de măsline. Am nevoie de lămâie. Butter lemon. Unt cu lămâie, așa se numește sosul. Lămâie pe care o storc, am nevoie numai zeama de la lămâie. Iar apoi, după ce se topește untul, adăugăm zeama de lămâie peste și asezonăm puțină sare și piper. Și în compoziție va fi și smântâna, smântâna de lucru, smântâna vegetală sau smântână de 30-40% grăsimi. Am nevoie de două lămâi, îmi sunt de ajuns. Ia să vedem. Ok, avem și zeama de lămâie. Untul s-a topit. Apoi adăugăm puțină lămâie. Cât să se omogenizeze. Se leagă și smântâna. Iată, butter lemon sauce este aproape gata. Pot să-l asezonăm cu puțină sare și piper. Și suntem spre final cu sosul. Mai adăugăm din nou lămâie. Un deliciu. Sos butter lemon. O să fim gata. Puțină sare și piper. După gust, fresh pepper. Și iată, sosul nostru este gata, butter lemon sauce. Să vedem dacă e exact pe... Excelent! Excelent! Ok, ne-ar mai trebui puțină smântână. Sosul butter lemon este aproape gata. Luăm caserol și o să preparăm aici, să se vadă mai bine. Adăugăm fructele de mare. Peste patul de cartofi. Fructele de mare care sunt deja pregătite în tigaie. Ok.
apoi peștele pe deasupra, peștele, somonul, tilapia, și pe deasupra venim cu legumele. Legumele care au fost înăbușite. O variantă excelentă de fish, trio fish and seafood. Legumele care spar culoarea, roșu, ardeiul. Excelent. Și apoi sosul butter lemon pe deasupra. Punem sosul butter lemon. Oh, 5 minute la cuptor. Da, fructele de mare, peștele și legumele se infuzează și împreună dau un total perfect. O variantă excelentă de fish, trio fish and seafood. Noi punem capacul, o băgăm la cuptor, în 10 minute maxim este gata. Fantastic! Fiți pe fază, pentru că va fi gata fish, trio fish and seafood. Numai decât iese din cuptor. Ok. Cine mai are rață cu portocale? Zi, Lolo, Masterchef. Ce ai făcut aici? Rața cu portocale. Oh, bunătate. Fantastic aici. Gata, next. Ce comandă mai are? Scoate-mi trio fish-ul. Suntem gata și pentru... Iată, suntem gata și pentru trio fish. Trio fish-ul îl scoatem din cuptor și trebuie să-l încercăm mai întâi și după aia să-l dăm. Ok. Ia să vedem trio fish-ul. Dăm mănușile, nu dați asta? Lasă-l aici. Așa, dăm mănușa asta. Că suntem gata, da? Ce bine arată. Și vine șeful, vine șeful, vine șeful. Ups. Luăm capacul. Fantastic. Ia să vedem, sunt pătrunse. Fantastic arată. Asta e pentru șeful. Să vadă șeful dacă e exact cum am vrut. Dăm și mie o furculiță, bă, jupâne de acolo. Ia să încercăm să vedem cum arată. Porția e destul de mare pentru o persoană. Să vedem dacă fructele de mare sunt pătrunse. Excelent. Frige. Excelent. Trio fish-ul este gata. Dați trio fish-ul. Aveți grijă că frige. Și să vedem dacă sunt pătrunse. Bineînțeles că da. Fructele de mare. Un gust excelent. Puțin cam mult o lămâie. Însă vă spun că sunt excelente. Și peștele e excelent. O variantă fantastică de trio fish. Bon appetit!